Am soliviția cuvântul pe domnul Petru Melinde, care o să ne prezinte proiectul legislativ privind reglementarea aspectelor de malpraxis medical. O să încerc să fiu destul de succint și să vă prezint în câteva slide-uri cam ce se întâmplă la Ministerul Sănătății, care sunt opiniile și care sunt demersurile, pentru a încerca să aducem această problemă malpraxisul medical într-un vad mai clar și mai puțin tulbure pentru toată lumea. Am organizat prezentarea, începem să vă definesc în perspectiva legii sănătății, ce e malpraxisul medical. O să încerc să explic de ce e nevoie de noi reglementări pentru a pune la punct aceste probleme, o analiză a sistemului actual, care sunt acțiunile Ministerului Sănătății, ce linii directoare are acest proiect legislativ și subțin cam ce modificări ne propunem să aducem legii și, bineînțeles, ce efecte vor avea. O să încep cu o definiție că insist, de fapt, pe din consultările și negocierile și discuțiile pe care le-am avut, se naște foarte des o confuzie privind ce e acela malpraxis medical. Ea este o eroare profesională care implică exclusiv răspunderea civilă. O să vreau să fac o mică digresiune în situația asta. Medicul, noi toți, e supus eroie. Poate un pic mai mult decât alte categorii profesionale. Imaginați-vă un medic, ca să ajungă medic, în 150 de examene teoretice și practice, iar, ca să vă dau un exemplu asupra complexității activității sale, vă pot spune că, ca să treacă în anul 3 de examen în anatomie, trebuie să știi cam 7000 de noțiuni. Asta e echivalentul a două limbi străine vorbite de spundăbil. Deci șansa la o asemenea complexitate de a greși e imens. De ce avem nevoie de noi reglementări? În primul și primul rând, de gustă de mulțumire a pacienților peste tot. E greu să deschizi un canal de știri, un canal media, în care dacă o sunt zile, să nu auzi o reclamație privind o atitudine medicală, o acțiune medicală, o întâmplare într-un spital sau ceva legat de sistemul sanitar, dar, în general, oamenii, mai mult sau mai puțin, în cunoștință de cauză, acuză faptul că neplăcerile lor sunt rezultatul unui malpraxis medical. Ceea ce nu totdeauna e o realitate. Dacă cumva se ajunge în situația ca malpraxis să fie și dovedit, și, să spunem, probat sau asumat, măcar, ne trezim în situația în care medicii și spitalele sunt în situații foarte, foarte vulnerabile. Nu știu dacă vă sunteți la curent, probabil că majoritatea dintre noi este da, cu cazul Jom, unde a trebuit să se plătească o asigurare, o
situația, dar depășim cu mult posibilitățile unui medic, companiilor de asigurări sau primelor de asigurări făcute de medici. De multe ori chiar nivelul în care desfășurăm viața în România. O altă problemă e procedura extrem anevoioasă în care se rezolvă, câte se rezolvă cazurile de malpraxis. Cu sesizarea comisiilor de la DSP-uri, oamenii nu sunt mulțumiți, încearcă mai departe să ducă în justiție, nu totdeauna în justiție merg cu căile cele mai simple, datorită faptului că cea mai simplă care mă luam e cea procedura civilă, dar acolo trebuie să plătesc o taxă de timp după care nu vom avea. Deci ajungem penal, procesele durează extrem de mult. Știți cu siguranță nu mai bine decât mine aceste aspecte. Și o ultimă și nu poate cea mai puțin importantă este faptul că atât justiția cât și DSP-urile au o problemă în a-și defini și în a-și alege experții la care se fac apel în situațiile de malpraxis. Ce s-a întâmplat până acum? Am încercat să vă sugerez așa un pic grafic, e sâmbătă și poate măcar cu gândul. Vedem o imagine frumoasă, care, din păcate, nu e exprimul plăcut. Nemulțumirile pacientului sunt acel lac, vidrar, în cazul de față. Și principala lor nevoie este nevoia de despăgubire. Ele s-au tot acumulat ani și ani și ani de zile și au făcut chiar un lac, pe care noi l-am stăvilit cu un baraj. Noi, nu Ministerul, sau noi societatea română, cumva. Până introducerea acelei comisii de malpraxis la nivelul DSP-urilor, care în general e foarte partizană, firesc, pe de altă parte, doctor, iar când se evită acea poveste, ajungem în situația de a fi nevoit pacientul să plătească o taxă de timp, pe care de cele mai multe ori nu și-o permite. Și atunci, așa cum spuneam ceva mai devreme, oamenii încep să se adreseze instanțelor penale. Și vedeți ce curge în acel baraj și cam alea au fost despăgubirile. Dar, de ceva vreme, lucrurile s-au schimbat. Spre bucuria noastră, n-am o imagine cu barajul anterior care se permite așa ceva. Sentințele din penal au început să apară. Despăgubirile sunt imense, sunt multe dintre ele peste 500.000 de euro. Și atunci ne trezim în situația următoare. Asigurarea e ineficientă, medicul nu poate plăti, spitalul nu are buget și plătim noi cu toții. Oare asta ne dorim? Bănuiesc că nu. Ne-am gândit la Minister, luând așa calcul cu ultimele evenimente, să facem un grup de lucru. Trebuie să începem să studiem care e problema. Grupul ăsta de lucru, ca să aibă o noimă, el nu-i de mult timp constituit, pot să vă spun așa cu titlul informații istorice, aceste probleme s-au mai discutat în cazul proiectului legii sănătății care a fost discutat pe parcursul anului trecut. Acum, în decizia Ministerului, abordăm ușor mai sectorial fiecare de domeniul în acest proiect de lege și am creat un grup de lucru care să studieze problema malpraxisului. Am ca să culegem niște date, să știm și noi. E o problemă mare așa, dar cât de mare? Și am scris tuturor direcțiilor de sănătate publică din România, încercând să luăm date de la fiecare cabinet, de la fiecare spital, de la fiecare policlinică sau furnizor de servicii medicale. Nu vă imaginați că toată lumea a fost doritoare să ne răspundă, dar oricum ne-am făcut un soi de idee despre care sunt plângerile, câte din ele au ajuns în instanță, câte s-au putut stinge o cale amiabilă, câte au ajuns să fie și despăgubite. Și, din păcate, lucrurile arată o creștere a numărului de reclamă,
informații a numărului de procese și a numărului de despăgubiri, sume mari, pe care, așa cum vă spuneam, asiguratorii, medicii și societatea ajunsă să plătească. Ca să putem să încheiem această serie de date, am cerut date și curților de apel. O parte din ele au venit, o parte sunt încă foarte crude, dar lucrurile confirmă și din puținele date pe care le avem, e evident în materie de malpraxis, lucrurile la nivelul instanțelor au început să se miște și, din păcate, au început să se miște cu niște cuantumuri de spăgubiri imense. Și, în urma concluziilor ăsta, sau în cursul elaborării concluziilor, ne-am apucat să facem să redactăm un proiect de modificare a articolului 15 din legea 95/2006, care reglementează activitatea în domeniul sanitar. De ce ne-am gândit la acel titlu? Pentru că acel titlu cuprinde o bună parte din măsurile și din directivele și regulamentele europene în care se transpun drepturile pacientului în România. Chestii care au fost dezbătute în Occident vreo 20 de ani și s-au regăsit în câteva acte normative care Uniunea Europeană operează de aproape 20 de ani și la care România a subscris odată cu aderarea Uniunii Europene. Ce ne-am dorit, așa, în câteva cuvinte, să iasă din acest, sau ce ne dorim acel proiect, instituirea obligatorie a unei proceduri care să aducă ideea de soluționare amiabilă a litigiului prin negociere directă între asigurat, asigurator și pacient în prim plan. Asiguratul este medicul, data aceasta nu pacientul, asiguratorul e compania de asigurări și pacientul. Ne-am imaginat că o primă discuție și o primă negociere între aceste trei părți, care s-ar putea solda cu o unitate de puncte de vedere, ar putea schimbe acest lucru. Totodată ne dorim ca soluționarea cazurilor de malpraxis să se realizeze mult mai repede, niște termene mult mai precise, măcar în partea care ne poate aparține, cea dinaintea lucrurilor de juiz, și anume în zona soluționării uniei. În situația aceasta, pentru că avem cu Colegia Sănătății să ne referim la aspectele juridice, aspectele de procedură juridică ale malpraxisului medical, vom avea, pacientul are certitudinea cu un pic de cooperare, poate să ajungă la o soluționare a cererii pe care o are. La medic în față, la asigurător, îți dă seama că care sunt limitele ușurel poate să ceară ce face, ce poate să și primească. Revin cu posibilitatea de punct de soluționare și insist cu el, pentru că, de fapt, asta a fost unul din marile nemulțumiri ale întregii societăți. Începe un proces și durează de 7 ani, 10 ani, nu știe medicul care va fi soluția, nu știe pacientul care va fi soluția. Nu știu asiguratorul, lucrurile devin foarte complicate. Am vrut ca în această procedură preliminară, amiabilă, lucrurile să nu îl coste
deci avem mecanisme prin care aceste costuri să se regăsească în structura totală a costurilor asigurării. O altă problemă care nu a fost reglementată în fostul proiect de lege era faptul că oamenii nu primeau și nu erau asigurați, de fapt, medicii, pentru prejudiciu moral. Asigurările erau exclusiv pentru prejudiciile materiale. De un timp încoace lucrurile au început să se schimbe și cu ajutorul colegilor de la societățile de asigurare, ușor, ușor, apucăm să asigurăm medicii și privind prejudiciul moral. Asta aduce după sine o implicare mai mare a societăților de asigurare și vă pot spune că nu au ajutat foarte tare. Și, pe de altă parte, ajungem și la situația în care unitatea medicală, spitalul, începe să colaboreze mai tare cu societatea de asigurare. Trebuie să vă spun aici că nu doar asigurări de malpraxis sunt necesare la nivelul unui spital, sunt multe altele, colegii mei de la societățile de asigurări, sunt de detalii. Ce modificări ne-am făcut să devină efective? Să avem definit mai clar responsabilitățile tuturor entităților implicate în actul medical. Ce face managerul, ce face spitalul, ce face medicul. Vă dau un singur exemplu, o mare vulnerabilitate este a medicului, este faptul că nu întotdeauna obține un consimțământ informat al pacientului și de aici lucrurile capătă o complexitate juridică destul de amplă. Ce responsabilități are și pacientul. Pentru că și el trebuie să adreseze de o anumită perioadă, trebuie să facă niște demersuri pe care am încercat să le așezăm în acest proiect de lege. Dacă până acum obligativitatea asigurării era stipulată doar în contractul cadrului, adică pentru acei medici și acele instituții medicale care au făcut contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, acum, cu faptul că aducem această prevedere la nivelul legii, ea va fi obligatorie pentru toți lucrătorii din sistemul medical, indiferent dacă sunt sau nu pentru Casa de Asigurări de Sănătate. Una din marile și imensele probleme este să aducem cumva cuantumul despăgubirilor pentru daunele morale aferente cazurilor de malpraxis sunt o zonă în care ele se poate fi plătite. Că dăm 500.000 de euro sau 1.000.000 de euro sentință, dar așa cum v-am spus, sentința aia nu mai plătește doctorul, nici măcar spitalul, ci toată România. Și nu știu dacă vrem să ne ducem în zona respectivă. Oricum, fără acea limitare, există mari șanse ca tot sistemul să blocheze, asiguratorii să fie în situația de a se retrage de pe piață, medicul să fie total descoperit și ulterior să caute să gândească la faptul un pic altceva. Drept pentru care o consecință a obligativității acestei asigurări și a limitării fondului de descoperire este o obligație a personalului medical de a se asigura atât pentru daune materiale cât și morale, bineînțeles, consecutiv acestei asigurări, prețul primei de asigurare va crește. O altă problemă este anterioritatea în asigurare și o să fiu cât se pot
acesta ai constatat că ai suferit, anul ăsta ai avut o intervenție medicală, chirurgicală de trebuie, și poți să constați ai suferit un prejudiciu peste un an sau peste doi ani, sau peste trei. În data la care ai constatat că ai suferit prejudiciul ăla, tu te duci și te adresezi instituției medicale unde a avut loc actul medical respectiv și sesizezi prejudiciul. Medicul trebuie să fie asigurat cu asigurare care să-i acopere acești 2 sau 3 ani în urmă, pentru care el poate primi reclamații în anul în care are contractul de urmă. Contractul de asigurare. Am reușit să conturăm câteva proceduri de înțelegere amiabilă care să fie anterioare oricăror demersuri juridice și nu văd dorința de a vă lăsa pe dumneavoastră fluidul muncii, dar credeți-ne că toată lumea își dorește cumva să discute între aceleași timpuri și între aceleași în același cadru pe care îl cunosc. Asta a fost o solicitare expresă și a pacienților și a medicilor. Trebuie să avem și un mijloc mai simplu de a desemna experții, care să fie un cod cât mai numeros, pe care o să ne dorim să-l și formăm, de așa manieră încât să nu mai existe acea limitare sau acel blocaj în faptul că expertul se recuză, mai dăm să-l iei, vine la diferite acțiuni, atât pe linia negocierii amiabile, cât și negocierii, cât și în instanță. Și, în ultimul rând, e o obligativitate a furnizorului de servicii medicale a spitalului de a pune la dispoziția bolnavului și a asiguratorilor toate documentele medicale. Una din desele reclamații pe care le primim la minister e faptul că spitalul nu pune la dispoziție în totalitate documentele medicale. Lucrul acesta va fi intenție spunând legii. Și ajungem de nou cu un mod de altfel și constatăm că dacă lucrurile se pot întâmpla așa, vom avea o predictibilitate a mersului unui demers privind descoperirile de malpraxis. Medicul va lucra mai sigur, nu va încerca să practice o medicină defensivă, doar ca să nu fie în situația ta face o greșeală. Pacientul va putea fi descoperit mai facil, în condițiile în care s-a întâmplat o eroare. Asiguratorii vor putea să ofere sustenabilitatea acestui proces și membrele acele reprezintă negocierea pe care, de fapt, transmit mai departe colegilor ceea ce voi vrea să exprime pe tema malpraxisului din mine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc frumos!